Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Vine criza. E timpul să aflăm dacă avem lideri sau dacă nu cumva România plutește în derivă. România are nevoie cât mai repede de emiterea unor măsuri economice care se ducă la o îmbunătățire a nivelului de trai. Situația de la nord de graniță continuă să apese tot mai mult pe economia românească, iar statul trebuie să vină cât mai repede cu contrareacții. Românii sunt sătui să analizeze de analize interministeriale, de certuri interne și de faptul că unii miniștri stau cu securea deasupra capului. Astfel, așa cum președintele PSD, Marcel Ciolacu, a punctat deja, guvernul trebuie să acționeze și să intervine cât mai repede pentru a stopa creșterea accelerată a prețurilor la produsele de bază, plafonarea neîntârziată a prețurilor la combustibili, identificarea punctuală a surselor de energie pe care le poate exploata România la pachet cu alte inițiative ministeriale. Știu, e dificil de acceptat pentru liberali, dar vremurile pe care le traversăm impun soluții de stânga. Statul trebuie mai mult ca oricând să protejeze cetățeanul, să nu îi lase să se descurce pe cont propriu cu un război la graniță și cu o pandemie ce încă mocnește. Românii nu trebuie să aștepte la nesfârșit ca guvernanții să se dumirească asupra măsurilor economice ce se impun, nu trebuie să aștepte ca politicienii să cadă de acord ce ministru trebuie remaniat sau nu. S-a văzut deja unde au dus astfel de certuri interminabile. Premierul ne dă asigurări că sunt analize la nivelul fiecărui minister pentru sprijinirea populației vulnerabile, a economiei, a investițiilor. Însă nu cred că este cazul să ne lungim cu analizele, mai ales în contextul în care atâtea categorii sunt afectate de probleme. Statul trebuie să vină urgent cu măsuri care să contracareze aceste nevoi, cu soluții care să aducă o îmbunătățire a vieții românului de rând. Cât timp sunt în continuare certuri politice pe funcție unuia sau altuia, pachetele de măsuri promise vor întârzia nepermis. Statul român nu trebuie să rămână repetent în fața populației, ci dimpotrivă trebuie să demonstreze că lucrează în beneficiul omului de rând. Să nu ne mai învârtim în jurul cozii, să renunțăm la tot felul de declarații politice sfărăitoare și să venim cu explicații și cifre concrete care se ducă la respectarea promisiunilor făcute alegătorilor. Adevărații lideri se văd în situații de criză majoră. E momentul să aflăm dacă avem astfel de lideri sau dacă nu cumva România plutește în derivă. Vă mulțumesc frumos! Marius Eugen Ostaficiuc, deputat PSD de Iași.